Luăm doar ce este important. Nimic mai mult, doar ce este important. Și suntem gata de plecare. Hei, ce faceți? Acesta este un nou daily vlog. Astăzi este miercuri, este ora... Stai că n-am ceas. Stai că ăla nu merge. 16:08. În aproximativ 12 ore plec la Arad. Yeah! Nu știu când o să încetez să fiu așa de cringe. Deci, toată săptămâna, nu exagerez, toată săptămâna am plâns. Pentru că n-am putut să o învăț pe Betty să stea singură... Da, tu, mami, tu. N-am putut să o învăț să stea singură acasă sau, habar n-am, nici pe hol, 3 minute, 5 minute, n-am reușit, frate. Pur și simplu mă doare inima să aud cum plânge. Eu mă duc la Arad și nu pot să iau cu mine și nu vreau să văd comentarii de genul ți-ai luat câine, trebuie să fii responsabilă și chestii de genul. Sunt responsabilă, stau cu Betty 24 din 24. De când am pe Betty, n-am mai ieșit o secundă din casă fără ea și ea n-are voie afară, deci chiar nu am ieșit din casă. Ei bine, un băiat cu care am fost la grădiniță și mi-a scris că poate să stea el acasă la mine timp de 11 ore închis în casă cu Betty până când vine mama și să aibă grijă de ea. Și vreau să vă arăt și o poză cu acest individ. Ei bine, acesta este omul în care îmi voi pune toată încrederea cât timp sunt la Arad. Deci dacă pățește ceva Betty a mea, ai dat de belea, băiete. Ai dat de belea. Îmi las copilul cu cineva, deci am nevoie de asta. De ce plângi, mami? Ce e, fetița? De ce plângi? Hai, spune, de ce plângi, fetița mea? De ce plângi? De obicei, când merg undeva, îmi iau un bagaj mare pentru o zi. Dar de data asta, cred că voi renunța la ideea asta și, da, voi lua ceva mai mic. Mi-am făcut și bagajul și Betty a avut grijă să se asigure că toate hainele mele sunt găurite acum. Și mă mir că mi-au încăput toate chestiile în acest ghiozdan. Nu știu dacă vedeți vreo diferență, dar în sfârșit mi-am pus iar genunțe. Azi-ți fie dor de mine, Betty. Nu-mi da sin. Azi-ți fie dor de mine, mami. Betty! Azi-ți fie... Betty! Betty! Betty, o să îți fie dor de mine. Hello! Ăsta e cel mai nașpa sin din viața mea. Și a venit și momentul în care mă despart de Betty și n-aveți idee cât de greu este să fac chestia asta. Betty, nu vă imaginați, eu timp de o lună jumate am stat 24 din 24 cu câinele ăsta. Poate, mami, poate. Nu știu dacă știți cât de drag îmi este câinele ăsta, de jur. Îmi vine să plâng când mă gândesc că nu o să văd pe ăsta. Adică, cred că așa o să încep să plâng în tren. O să-ți fie dor de mine? O să-ți fie dor de mine? Da, da, da. Cât de mult? Doamne, ferește, deci am plâns deja și acasă și în gară și peste tot urmează să plâng în tren, după aia în baia trenului, după aia un pic în Arad, după aia la... o să plâng non-stop. Hei, sunt în Brașov, în parcul de copii, pentru că am trenul 2 ore și am găsit un băiat care să stea cu mine, foarte de treabă, a vrut să mi-aducă și de mâncare, deci este foarte de treabă. Foarte, foarte de treabă și am dat mintea copiilor. Ne-am dat pe toate porcările din parc. Și mi-e rău și am obosit. Abia aștept să dorm. Yay! 11 ore până la Arad! Yay, 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 oh! Jur, sunt moartă de somn și nici măcar n-am priză în compartiment. Și sunt foarte tristă. Vreau priză. Frate, dacă dura la maxim și mie încă mi-e frig, o să-mi iau pantalon lung și ceva pe mine și o să-l încălzesc un pic. Pur și simplu, nu am foarte frig.
Am ajuns în sfârșit în Arad, am plecat de acasă la ora 3 și acum e 4:30 și am avut întârziere 20 de minute. Ca să vedeți ce frumos este să mergi cu bicicletă. Iarăși m-am îmbrăcat în pantalon scurs pentru că e foarte cald, dar înainte am murit de frig, după cum ați văzut și în tren. Da. Ce faci? Stau în scara, e bine prințesa mea. Da, e foarte bine. Bine, să ai grijă de ea. Stai, stai. O să sunt de 40 de ore azi. Ok, mă deranjez. Ok, mersi, pa, pa. Spune că o pup. Spune că o pup, da? Da, stai, spune-i. Vedi, te pupă, mami. Așa cum caut taxi și merg la hotel să mă gândesc cu ceilalți și să-mi cazez. Sunt două paturi, din păcate eu și Dex vom dormi separate. Mi-a zis taximetristul că sunt 40 de grade și am rămas gen, what the fuck, omule, în tren m-am îmbrăcat super gros pentru că vreau de frig. Și tu îmi zici că sunt 40 de grade? Ha? Da, taximetristul a fost foarte de treabă, nu o să apară un story time despre el. Ce este luțe, domnul? Dia și a ajuns la Arad și noi am ajuns la Arad. Dex și cu cafea. Uite ce cucui are în cap. Uite. Deci cine își dă cu camera în cap? Uite, bă, chiar a dat sângele. Mi-am dat cu camera în cap. Chiar a dat sângele. Serios. Oh my god, chiar mi-a dat sângele. Mi-am dat cu camera în cap. Lol. Murim de cald, nu este niciun taxi. E super, super cald, sunt 40 de grade. N-avem cum să ajungem. Ei. Cum vă simțiți? De căcat, vreau acasă. Ce-a zis el? De acord. De X? Ce face fetița mea? Doamne, ce drăguță ești tu acolo. Ia unde? Uite, Betty! Ce faci, mami? Uite-te acolo! Uite-o cum se mă! Asta-i sângele lui Dia. Faceți cu mâna! Faceți cu mâna! Diana Q pe YouTube! Subscribe! Diana Q! Mulțumesc! Oh my god! Oh my god! Ce-mi place? Ne-a dat paza jos. Subscribe la Asimo Dălin și la Pain pe YouTube. Neața, deci după o lună jumate în care m-am trezit zilnic la 5 pentru Betty, m-am trezit acum la 1:30. Mamă, cât am dormit și mai am voce. Am răcit ca dragul, am noroc că nu cânt la eveniment, deci jur, am noroc, da. Ne pregătim și mergem la sală și ne vedem acolo. Eu m-am pregătit, mi-am prins copințele și m-am pus ochelarii și m-am dat cu ruj, hello! Cum să te dai tu cu ruj în cuptul? De exemplu, spate se pregătește, se face frumoasă pentru că ea o să danseze! Pentru că e urâtă! Trebuie să se aranjeze! Este adevărat, nu este adevărat. Trebuie să facem în așa fel încât machiajul ăsta să reziste pentru că o să dansăm, dragilor, să ne distrăm, o să vedeți! Wow! Și cam atât am avut de spus. Hai de X că întârziem! Yes! Am ajuns la sala polivalentă. Și ce nu știu, unde trebuie să intrăm? Este genial, groasă! E întuneric sau... Nu, acum se face lumina! Da! Se face lumina! Mulțumesc că ați venit! Am amintit! Și... Wow! Avem astea! Avem astea! Avem? Avem! Mi-am făcut prieteni. Uitați-mi prietenii cei mai buni în spate. Cei mai buni avem prieteni din lume. Cel mai bun staff. Da? Exact. Ce ziceți de chestia asta? Prietenii mei. Să nu mai fac comentarii că Diana are prieteni, că jur că am, ok? Ăștia sunt prietenii mei. Prietenii mei. O să tai asta. Nu am baterie! Nu am baterie!
aici pentru că e foarte... N-aș pensa la aer. Deci aici nu este aer, dar e... Maike, Vasco, ce părere ai despre clima aceasta? Super, super, wow, wow, wow. Subscribe la Vasco de Taro. Nu mai împărere. Am frumos aici, foarte frumos. Frumos așa aici, în Arad. Frumos la Bălci. Frumos la Bălci, la frumos la Bălci. Super, super, super! Toți care și-au luat bilet? O, da! O, da, uitați acolo. O, da. Baby? Toți aici, frate, toți. Da, deci nu avem aer, dar ne face aer. Este cea mai eficientă, băieți. Bine că am oamenii mâini funcționale. Și n-aveam baterie. Am ajuns acasă. Betty mi-a făcut cea mai drăguță întâmpinare. Îmi pare rău că n-am putut să filmez nici măcar cu telefonul, că mi-a murit telefonul pe drum. A fost oribil pe tren. Am filmat cu aparatul meu pentru vlogul lui DX. Și da, n-a mai rămas spațiu pentru vlogul meu și pentru daily-ul meu. Așa că am filmat challenge-ul pe care îl voi posta cu telefonul ei, cu blitzul. Da! Sper că este calitate bună, că... Da, oricum, challenge-ul a ieșit super. Și vreau să vă mulțumesc tuturor că ați venit la eveniment, că ne-ați adus cadouri, că v-ați simțit bine alături de noi. Și Betty a primit cadouri. Cam așa arăta afișul. Eu am unul semnat de tot și vreau să le dau cuiva care n-are șansa să se întâlnească cu youtuberii. Haideți să vă arăt ce am primit. Nu vă citiți scrisorile pentru că eu deja le-am citit în tren. Am primit șapca asta cu diamant. Nu mă așteptam să primesc o șapcă. Deci am primit un desen. Prima dată am crezut că e tras la imprimantă, jur. Dar de fapt e desenat de o fată de 12 ani. Ăsta este talent pur și nu este scos la imprimantă, deși eu chiar așa credeam, dar dacă dai cu degetul peste ăsta, te faci gri. Wow! Toate desenele pe care le primesc o să fie acolo. E, se vede așa un picuț. Vă voi arăta și ce am primit pentru Betty, pentru că pe alea nu le-am deschis, pentru că ăsta pentru Betty, deci de ce să le deschid eu, nu? Am primit și ăsta. Am primit și o scrisoare și cu desenul ăsta. O să fur canalul lui Diam. Muhahahaha, ea e Betty. Da, arată ca o pisică, sincer. Arată ca o pisică, mănânc cu câine. Am primit și poza asta scoasă cu mine la imprimată. Am și un plic roșu. Ăsta cu YouTube. Și desenul ăsta cu un diamant. Și desenul ăsta cu mine, pentru că sunt bătoasă mereu. Îmi place să fac poze așa. Betty, nu mai mânca patul! Sunt mai multe chestii, după cum vedeți. Ei bine... No. Doamne, delicioasă! Fata asta i-a desenat pe tot, deci toți am primit desene de la ea. Deci cât timp poți să stai ca să desenezi toți vloggerii în parte așa. Mi se pare incredibil. Ce zic haterii că ești și ce zic eu că ești? O, da, eu sunt o prăjiturică! Aici avem 3 agrafe de păr cu fundițe. Foarte cute! Și asta, da! Yay! Pa! Și aici am ceva super... Sunt acolo 6 mesaje. A zis să le deschid mereu când mă simt nașpa, când sunt tristă, să deschid câte unul. Și mi se pare super cute. Da, Betty, acum vorbesc, lasă-mă! Asta a fost tot pentru asta, dacă v-a plăcut, nu uitați să dați un like, un share și un subscribe și nu mai am memorie, deci pa! Betty, uite mami ce ai primit, uite aici, Betty, uite mami, nu-ți pasă? Nu? Betty? Nu, alea sunt agrafe, Betty!